Cetatea de Vatrans și-a respectat statutul de echipă puternică a seriei B din divizia A la handbal feminin și s-a impus clar cu 38-18 în fața celor de la SCM Universitatea Pitești. Am făcut un joc modest astăzi, foarte, foarte multe greșeli. Nu știu, am intrat timorați un pic cu teamă față de adversar. Am avut și neșansa la 0-0 să ratăm un 7 metri și două contraatacuri. Poate alta ar fi fost soarta jocului, pornind mai echilibrat, ratând trei situații clare, s-au desprins deja, ați văzut, la 5 goluri în minutul 10. Și de aici o întreagă evoluție, să spunem așa, nesatisfăcătoare a fetelor noastre. Ion Mihăilă, directorul tehnic al echipei SCM Universitatea Pitești, consideră că lipsa de experiență a fetelor este vizibilă. Mihăilă a mai declarat că în perioada de iarnă pregătirea va trebui făcută la un nivel corespunzător. Exact cum vorbeam și în discuțiile precedente, avem o, să spunem, o evoluție foarte schimbătoare. Avem evoluții bune, alternate, unele mai puțin bune. Greșim foarte mult, ceea ce nu este permis acum la aproape de finalul campionatului, dar ne gândim că putem să recuperăm aceste lucruri în perioada aceasta de intersezon care urmează. Timpul este în favoarea noastră, sunt aproape 3 luni de zile în care ne putem pregăti și să recuperăm din pregătirea centralizată pe care nu am făcut-o la momentul oportun. SCM Universitatea Pitești ocupă locul 8 în clasament cu 10 puncte acumulate și joacă duminică în deplasare cu Universitatea Timișoara.